Hei, salutare dragi prieteni și bine ați revenit la un nou vlog, un nou vlog care va fi diferit de celelalte vloguri și sper foarte mult să vă placă. Este un vlog educativ! Da, sună poate nu pe placul vostru, dar o să vă placă, așa că rămâneți cu mine. Înainte să vedeți acest mini video, acest mini filmuleț, vreau să-mi promiteți că veți avea grijă de voi, pentru că asta este cel mai important. Momentan, de când avem rețelele de socializare, se întâmplă foarte multe cazuri urâte cu unele persoane, pentru că ele au încredere în cine nu trebuie. Așa că eu vreau prin acest video să vă învăț și vreau să-mi promiteți că veți avea grijă cu cine vorbiți și nu o să aveți încredere în alte persoane pe care nu le cunoașteți. Nu o să le unde locuiți, cum vă cheamă și unde vă aflați, pentru că prin astfel de chestii se poate întâmpla ceva foarte grav. Așa că vreau să-mi promiteți că o să vorbiți doar cu persoanele pe care le cunoașteți și veți avea grijă de voi. Să știți că de obicei în spatele ecranelor nu este persoana pe care voi credeți că o vedeți pe poză, nu este persoana în care puteți să aveți încredere. Așa că cel mai bine, dacă vreodată o să aveți o situație de genul acesta, să anunțați părinții, pentru că doar ei o să fie cei care o să vă fie alături. Dar cel mai important este să nu vorbiți cu cine nu trebuie și nici nu aveți încredere și cu cine nu cunoașteți, așa că promiteți-mi. Sper că din acest video o să trageți o lecție și o să vedeți în acest video ce se poate întâmpla dacă nu ești atent, atentă. Să știți că voi sunteți importanți pentru mine și nu vreau ca nimeni dintre voi să treacă prin așa experiență, așa că aveți grijă de voi. Să știți că și eu am grijă de voi prin sfaturile mele. Eu vă pup și vă doresc vizionare plăcută. Sper să vă placă acest video.
a fost, dragii mei, pe astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut acest video. Această experiență face parte din experiențele cu un final fericit, dar nu întotdeauna este un final fericit, așa că cel mai bine este să nu treceți prin așa experiență și să aveți grijă de voi, să vă învățați din greșelile altora. Așa că eu vă pup pe toți, vă iubesc enorm de mult și aveți grijă de voi! Pa!